Bună ziua, seara, dimineața, orice, ascultați All Vorbe, iar eu sunt lead animator la BioWare și cu mine este... Un NPC care trece prin perete. Excelent, se vede, munca mea a ajuns unde trebuie. Da, ai fost pregătit săptămâna asta. Da, am fost pregătit, nu pentru că am reluat introducerea înainte să începem să... Nu s-a întâmplat nimic înainte, ce vorbești, e tăiat. Da, am improvizat foarte bine săptămâna asta, să încep să... Hui. Și așa se face televiziune și radio, oameni buni, așa sunt toți experți și toți știu ce trebuie. Cred că așa face Moise Guran înainte. Îi roagă pe toți să-l sune încă o dată live. Pentru că nu-și dă seama cum poate să le spună că vorbesc prostii și trebuie să reia tot timpul. La un timp, nu, cred că există un moment în care rămâne fără metafore și analogii la cum, de ce n-aveți voi dreptate. Și decât să ajungă în fabule cu animale, își pregătește din timp. El și Mânduță, și Mânduță are emisiunea radio, nu? Habar n-am, mai trebuie mai pe undeva? Trebuie să aibă Mânduță emisiunea la radio. Cum poate un om cu o voce și cu un mesaj atât de puternic să nu fie pe radio? There must always be a Stark in Winterfell. Lucian Mânduță. Nu-mi dau seama. Ascultați Joc și Vorbe, singurul podcast despre comentatori politici. Aia a câștigat un award TV Mania. Mai știți TV Mania, copii? Hui. Mai știi numai TV Mania. Mai există? Cred că mai există TV Mania. Era chestia în care te uitai să vezi ce urmează să apară la televizor. Exact. Televizorul e chestia pe care acum ne jucăm, dar pe vremuri emitea, da, broadcast programming. Din luna noiembrie 2015, el prezintă emisiunea interactiv la DGFM. La DGFM, evident că DGFM. Lucian Mânduță e la DGFM. Ați auzit aici. În caz că vă așteptați să auziți știri despre jocuri, mai stați puțin. Poate Paul. Mai încolo. Paul. Da. Hey, Paul. Paul. Hey, hey Paul. Da, Edgar. Paul. Da, Edgar. Paul. Da. Hey, Paul. Nu știu. Uite acolo. Încercam să imit pe Navi. Cum să... Navi. Da, hei, Paul, uite acolo. Paul. Din... Uite acolo, Paul. Asta e chestia din Zelda. Acum, zicând chestia asta, îmi doresc foarte mult să existe un GPS voice cu Navi. Hey, listen. Hey, stânga. Hey, stânga. Hey, listen. Să caz într-o groapă. Hey, stânga. Hey. Dar ce făcea? Știu că îți atrăgea atenția când aveai de luat ceva de pe jos sau chestii de genul ăsta, nu? Era markerul de obiectiv și secrete din când în când, cred. Ce oribil sună. Da, și de fie... Deci, efect, nu puteai. Singura șansă în care tu terminai jocul ăla fără secrete era dacă te enervai atât de mult și fugeai de Navi și probabil că nu terminai jocul pentru că zicea și pe unde să iei. Ești convins că un modder erou a scos-o din joc la un moment dat? N-are cum, n-ai cum să modezi jocul de Nintendo 64. Ah, nu, e de Nintendo. Hai să vorbim despre altceva, nu mai. Deja m-am enervat. Știu că există o versiune modată. Ah, ok. Dar n-ai cum să modezi Nintendo 64, Paul, decât dacă cumva faci o copie digitală a cartușului. Dar cum ai putea să faci asta? Cu un ROM, nu știu. Ce e ăla? ROM? ROM-ul e un boss din Bloodborne. Nu să comentez asupra similitudinii cuvântului ROM. ROM e și un joc pe care l-am jucat săptămâna asta. Și ciocolată foarte bună. Ok. Ok. Glossing over that. Paul? Da? Ce ai făcut săptămâna asta? Asta mă să ghicesc, nu ai emulat nimic. Da, am emulat interes pentru viață, dar în rest... Continuă. am început să joc, de fapt, un joc, cum am zis mai înainte, ROM, Read Only Memories. Am auzit de el. Ai auzit de el? Da. E un adventure game classic, point and click, dar nu-i la modul... Nu-i genul de adventure în care ești într-un pre-rendered background și te plimbi cu personajul prin screens. Screen-urile sunt văzute în perspectivă first person, cum erau pe vremuri alea care erau făcute ori din poze, ori din secvențe FMV. Mist, mi-aduc aminte de... Gen Mist, gen... Am înțeles. Okay. Mai multe. Și are un aspect din ăsta foarte, nu știu dacă retrofuturism e cuvântul pe care îl caut, e cyberpunk, dar estetica retro pixel art de joc din secolele trecute. Ah.
E fully voice acted, personajele sunt fully voice acted, ceea ce mi se pare foarte interesant. Nu știu dacă e o versiune enhanced sau ceva de genul. E binevenit și... când ai jocul voice acted. Îi zice 2064, pentru că 2064, anul în care se petrece Read Only Memories, și îi despre subiectul ăla care îmi place mie foarte mult, moralitatea sex. AI-ului. Ok. Ce ai zis? Am zis sex în funcție de posibil recomandările, să fie sex, recomandările tale. Recomandările mele de Steam. Într-o zi o să iau să joc un visual novel din ăla cu sexual content, numai de ciudă. Sunt bune. Și să mă masturbez de ciudă. Nu, dar sunt unele foarte bune. N-am apucat să mă joc foarte mult ăsta, Read Only Memories, dar pare interesant. Un AI vine la tine să-l ajuți să își găsească creatorul și AI-urile sunt evident ilegale. Adică se presupune că există doar inteligențe virtuale, nu și inteligențe artificiale. Și... ca în Mass Effect. Exact, ca în Mass Effect. Și acum a început deja un plot thread despre practic ce e un AI, ce constrângeri morale ar avea și așa mai departe. Și e curios unde duce. Din câte am înțeles, e un joc destul de lung, are undeva la 6-8 ore. Ceea ce pentru un joc indie de genul ăsta e destul de mult. Cred că mai e relevant numărul de ore de care ai nevoie ca să termin un joc. Nu mi se pare o chestie relevantă. Am jucat jocuri scurte care mi-au luat mai mult timp. Depinde de stilul de jucat fiecare. Și da, dacă ești încăpățânat, poți să termin ceva, să faci speedrun, pentru că ești genul ăla de maniac care dai bani pe ceva și vrei să termin cât mai repede. Îmi place când apare, de câte ori apare un joc din ăsta care e foarte prietenos cu speedruns, gen un Dark Souls nou. Da. Apare prima știre: streamer japonez termină Dark Souls 3 în 4 minute și deja se umplu forumurile, toate thread-urile. Ce e asta? Ce joc e ăsta? $60 îl termin în 4 minute. Oh my god. Și mie mi-a minim 60 de ore. Ah, oh, da, știu exact. Poți să-l termin în foarte puțin timp, dar nu treci prin tot contentul atâta timp. E o diferență foarte mare. E ca și copiii aia mici la masă. Încep. Am tăiat, pe desertul, bla, 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 și după aia peste două ore. Am mâncat foarte puțin astăzi. Mama ta. În general îmi ia foarte mult să joc jocuri, mă uit la tot și de-aia nu mi se pare un argument foarte bun. Poți să... trebuie să descoperi toată harta. Nu exact. Poate altcumva. Știi, ai dat bani pe el, joacă de banii aia. Dacă cumva vrei să joci de banii aia și jocul n-are ce să-ți ofere, atunci plânge-te. Dar în cele mai multe cazuri nu ai de ce să te plângi. Când mă jucam Bioshock, primul Bioshock, îl jucam pe Xbox-ul unui coleg de apartament și la un moment dat se uita la mine cum mă jucam și zicea că îi se pare foarte enervant cum stau eu să caut prin toate cotloanele ce se întâmplă. Și el a zis că dacă ar fi game designer ar face cumva să pedepsească jucătorul dacă stă foarte mult timp într-o zonă. E contraintuitiv, pentru că tu practic vrei să pedepsești jucătorul că vrea să experimenteze tot contentul din jocul tău. Băiatul face jocuri acum? Nu. Așa, bine! Dar eu ce făceam în Bioshock, căutam secrete, căutam resurse și căutam audiologs, care sunt jumătate din joc, din ce mi se păream interesant la joc. Exact. Zi. Să se deschidă airlock-urile dacă stai prea mult într-un da, exact. Și că te inundă și mori. Cum îndrăznești să cauți povestea? Apropo de Dark Souls, trebuie să apară următorul și ultimul DLC din seria Dark Souls. Hei, știri, da. Nu. Ce vreau să spun că apare săptămâna viitoare, nu trecem la știri încă. Și cu ocazia asta, că vreau să-l joc cât de repede pot, cât de repede, nu cât de devreme, nu cât de repede. Ok. Am zis să-mi restartez salvarea de Dark Souls, să văd în ce stadiu cu ea, ce se mai întâmplă. Și îmi creșuia jocul de câte ori încercam să download game. Și... am încercat alt personaj pe care l-am și ăla mergea. Și am avut un moment extrem de scurt de panică că mi s-a corupt salvarea și în timp ce încercam să fac să funcționeze, deja în capul meu nu era vai ce nervos că mi s-a stricat salvarea de Dark Souls 109 ore jucate s-a dus pe apa sâmbetei. Deja mă gândeam, oare ce build să-mi fac personajul nou care o să încep iară jocul? Pentru că sunt un persoană defectă. Nu. Dar... cred că era o reminiscență de la problemele cu hardul pe care le-am avut mai de mult.
era similar cu problema mea de la Assassin's Creed Unity. Am șters fișierul de setări și am putut să intru înapoi în joc. Foarte nu bine. Știu. Și nu ai pierdut acel... Nu, conținut. Nu l-am pierdut. Merge, e acolo. Așteaptă. Aștept și eu, o să cumpăr și eu Dark Souls 3 când se lansează ultimul DLC. Apare o versiune Game of the Year păi în aprilie. Păi de o să-mi o iau. Mm-hmm. Cel mai probabil, așa am luat toate Dark Souls, deși mi se pare modul cel mai corect de a juca. Și nici de parcă l-am jucat deja Dark Souls, aștept să-l cumpăr, o să e genul de joc pe care sunt fericit să-l aștept. Se păstrează, se păstrează foarte bine. Dark Souls 1 s-a păstrat foarte bine, mă îndoiesc că 3 o să expire exact. La curând. Da. Nu, așa știi ceva, mai aveam ceva de spus, dar asta o să o mut la secțiunea de știri. Da? Chiar dacă nu este o știre high profile. Nu ai jucat o știre, Paul, săptămâna asta? Am jucat o știre. Atât? Read Only Memory și Dark Souls? Am jucat foarte mult Bloodborne, dar am zis să nu mai intru iar în subiect, pentru că... Mă dare pe mine când zici asta. Îmi pare rău. Da, m-a prins, exact, știam că se întâmplă asta. Era când m-am uitat așa la... CD-ul cu, la DVD-ul cu Bloodborne, nu o să-l încep pentru că știu ce se întâmple și la un moment dat, bine, ok, hai să-l încep, dar numai puțin, numai începutul și nu să-l lași modată jocului. Și pe mine m-ar putea prinde Bloodborne. Da, pare rău că nu poate să te prindă. Dar poate PS Live la un moment dat. Nu, cred că o să-mi cumpăr un PS4. PS Now. No. Au ajuns la prețuri decente. Nu-i de preț decent, dar mă gândeam că mai aștept puțin, dar văd că cheful pentru... Așteptam un joc care să mă facă să vreau neapărat să cumpăr un PS4 și cred că Bloodborne... Vrei să zic 5? Ce? 5 jocuri? 5 jocuri care merită jucate pe PS4? Nu, deja știu și eu mai mult de unul. E ok, doar cu Uncharted-urile și cu HD remake-urile de PS, jocuri de PS3 bune și tot am ce să joc. Da, exact. Bloodborne Until Dawn. Horizon Zero Dawn. Și un Halo, asta e n-are Halo, ce păcat. Nu mai merită cumpărată, asta este. Uai, da. Cam atât de la mine, tu ce ai făcut, Edgar, această săptămână minunată? Ai emulat? Nu. Am terminat săptămâna trecută cu un păcat de-al meu, dar da, Bayonetta nu e foarte jucabil. Sunt pericole ale emulării, în afară de cele evidente. Cumpără-l pe Steam. Bayonetta 2? Da, o să-l cump, o să-l caut. Să rog pe domnul Valve să mi-l dea pe Steam. Am încercat să... Introducerea merge, fiind totul întâmplându-se într-un spațiu limitat și ce poate fi ușor, rendat de calculatorul meu printr-o emulare cu ciocanul. Făcută de program, dar cum începe jocul nu mai ține emularea și na. E ca și cum ar... E natura spunându-l că trebuie să-mi iau un Wii U dacă vreau să joc Bayonetta 2, ceea ce e o constrângere a platformei, adică nu poți emula un Wii U întreg în sistemul tău sau e altă problemă? Ba poți, dar dacă orice emulare e strict hardware și ține de procesor. Mm-hmm. Deci teoretic cu un procesor mai bun ai putea să emulezi cu Bayonetta, succes? Da, cu Bayonetta 2 poate fi emulat. Un din ce am înțeles, un i7 mai nou ar merge bine. Da, i7 m-am gândit și eu că ăla excelează la chestii astea cu load mare. Toate emulările se fac așa, se fac prin procesor. El, emularea asta constă, îți creează un GPU virtual cu memorie din procesorul tău și un CPU virtual cu memorie din procesorul. Deci practic ai nevoie de un procesor cât două. Mm-hmm. Deci nu știe să ia din puterea GPU-ului tău. O ia foarte limitat din puterea GPU-ului, e strict pe procesor, în mare parte pe procesor, dar da, merge orice din generația PS2, GameCube, merge perfect, emulatorul de GameCube a lansat o versiune aproape finală în care se laudă că poate să ruleze perfect toate jocurile apărute pe GameCube. Păi da, așa are PlayStation, are backwards compatibility, dar doar cu PlayStation 2, pentru că PlayStation 2 se poate emula integral în PlayStation 4. Da. PS3 deja nu se mai poate. Nu, e prea modern. Da. Dar da, și orice altă consolă în spate, din spatele generației PS2 merg deja perfect emulate și e bine dintr-un anumit punct de vedere al păstrării și arhivării jocurilor care nu mai sunt relansate și au fost bune. Asta mă deranjează la exclusivele de console, problema arhivării.
asta e problema mea cu seria Zelda. Seria Zelda o poți juca doar dacă integral, o poți juca doar dacă ai câte console, nici măcar nu știu. Toate Zelda. Sistemele vreodată? De la de la Nintendo? Da, NES? De la NES încoace. De la NES sau de la SNES? Nu mai știu pe care a apărut. Cred că de la NES. Cred că NES. Dar da, nu știu de ce ai jucat de Zelda-urile, da. Adică devin progresiv mai bune. Păi le-aș juca pe toate pentru că interesul meu academic pentru jocuri și compulsiile mele de completionist. Pot să înțeleg argumentul ăsta. Adică e singurul argument pe care pot să înțeleg. Tu joci Doom 2 de 20 de ani. Asta e singurul argument. Da, da, deja joc Doom 2 la nivelul de vreau să văd ce a făcut omul ăsta cu harta asta. Da. Vreau să văd ce a făcut asta, mă mai uit, mă mai întorc, mă uit să văd cine a făcut harta respectivă din Doom și încep să îl judec, mă uit la foarte multe hărți din Doom-ul 2 original și le știu părea făcută de John Romero, părea de făcută de American McGee, copii, American McGee era o legendă cândva, și Sandy Peterson și nu-mi dau seama dacă sunt era limitarea de timp pe care au avut-o băieții cu developmentul jocului sau creativitatea lor în momentul respectiv, dar sunt hărți foarte simple. Sunt foarte pătrățoase, foarte puțin detaliu. Și da, asta trăiesc eu când joc Doom. Dar săptămâna asta nu m-am jucat atât de mult Doom. Am terminat Mass Effect 1 și m-am apucat de Mass Effect 2 după ce mi-am importat salvarea din Mass Effect 1. Cel mai bun din serie. Nu-s de acord neapărat. Are povești foarte frumoase 2-ul, dar îmi place și 3-ul în egală măsură. Mecanicile am mai vorbit deja despre 3. La 3 mi-a plăcut... anumite momente din povestea principală sunt foarte bine făcute, dar overall mi-a plăcut 2-ul mai mult. Și n-am putut să nu observ finalul din Mass Effect 1, sau aproape de finalul din Mass Effect 1, o scenă care este identică cu cea din Mass Effect 3 de la final, în care tu trebuie să fugi spre un punct care te va teleporta în altă parte. Și, am avut un deja vu, n-am mai jucat Mass Effect 1 de foarte mult timp și am... Și la mine a trecut 7 ani sau ceva de genul ăsta. Dar mi-am adus imediat aminte de finalul de Mass Effect 3 în finalul de Mass Effect 1 și am zis, ok, uite, s-a mai întâmplat undeva asta și poate e chestia pe care, poate chestia pe care o fac apologiștii lui George Lucas, The Ring Cycle. Ai grijă să don't trigger me, Paul. Da, Mass Effect 2 e foarte bun, it holds up. Și m-am dus imediat în sistemul nostru solar și am pus o probă pe Uranus. Da, și Edie comentează chestia asta. Really? Really, really Commander? Captain? Așa. Commander, așa. Comandante Gaming. Și a doua oară, probing Uranus. Da, da. Yes! Yay! Acum putem să închidem jocul, să plecăm acasă. Am fost foarte supărat că Uranus n-are nicio resursă pe el, dar are sens, fiind sistemul nostru solar, să fie deja totul exploatat acolo. Putea să aibă gaze. N-a avut. Mă nervează că te obligă să faci chestia asta. Adică nu te obligă. Dacă vrei finalul cel mai bun, cam trebuie să faci, să iei resursele pe care le primești de la probing ca să-ți îmbunătățești nava. O să mă urăști prin chestia asta, dar îmi place o nebunie sistemul. Mă, e așa, putea să lipsească de săvârșire, nu adaugă nimic jocului. Îmi place atât de mult între misiuni să mă duc pe planete și să mă uit la culoarea planetei și să scaut cu mouse-ul. Înțeleg cum pe console ar putea fi un pic mai enervant, dar cu mouse-ul stau frumos, right click și aștept să se ducă bara cât mai sus și încerc să iau cât mai multă resursă și I'm fine tuning it ca la radio și după aia boom, launching probe. Și după aia văd bara aia cum se umple. Am luat resurse. Ești un om simplu. Da. Și îmi place mult mecanica aia. Dar m-am bucurat să văd că Mako nu mai există. Nu știu ce s-a întâmplat cu Mako la finalul Mass Effect 1. Cred că nu se distruge. Sari prin portal, intri în Citadel. Nu știu ce s-a întâmplat cu el în poveste. Nu știu ce s-a întâmplat cu el mecanic. Pentru că în ultima misiune din Mass Effect 1 depinde foarte mult de Mako. Da. Trebuie să mergi cu el până la final. Da, știu. Tot jocul am mers, am suportat Mako-ul. La final, în schimb, nu știu, ori e mintea mea joacă feste, ori s-a întâmplat ceva mecanic cu el, dar avea Moon Physics deodată. Îl controlam și mergea foarte ciudat și cădea foarte greu și acum poate vine cineva să-mi spună, da, e protecția jocului, da, dar nu mai am DVD-ROM și jocul e în raft. Așa că a trebuit să-l iau. Yes. Iau.
Da. Poate nu, nu, I have paid for all the games I have pirated now on my PC. Numai că nu mai am cum să le bag în calculator. Aha, da, nici eu nu, mi-am deconectat complet unitatea optică ca să nu mai mănânce din sursă. Am chestii mai importante de făcut cu sursa decât să-mi țin DVD writer-ul. Da, trebuie să-mi țin LED-urile alea să pâlpâie sincron. Nu știam de ce nu am loc în carcasă. Mi-am dat seama, a, da, am un cablu IDE imens. Ok, hai să scăpăm de el. Da. Nu, unitatea optică, nu știu dacă mai folosește cineva unitatea optică. Da, o să-mi iau la PSB dacă am nevoie vreodată. Puteți să ne spuneți la comentarii dacă mai aveți unitatea optică și ce faceți cu ea exact, obsedaților. Scrieți CD-uri la aia din cartier? Oh, un ban? Și în caz că cineva e, da, spuneți la comentarii cine mai e prins într-o bulă de timp și să ne spuneți dacă trăiți acolo în timp de și nou prin poștă niște produse din perioada aia, nu știu, niște Kent fără poze ciudate pe el. Aveți? Dacă aveți, super. Am mărit pozele pe pachetele de țigări. Nu știu dacă îmi înțelegi supărarea, Paul. Da, am, înțeleg, nu, chiar nu mă interesează. Te cred, da. Nu, da. Nici măcar nu sunt, nu mă dezgustă pozele. Una din poze puteam să jur de la distanță că este fundul unui câine. Dar de fapt era o gaură în gâtul cuiva. O gaură în gâtul cuiva, dar am crezut că e fundul unui câine. Nici măcar nu m-am gândit la gaură în gât. De ce episodul ăsta am vorbit despre pozele pe pachete de țigări, despre Lucian Mândruță, Moise Guran și... Imediat să ajung la idee, dar mă supăr atât de mult. Principalul motiv pentru care fumez Kent necartonat era ambalajul. I know, priorities in life. Și mi l-au acoperit cu pozele astea și mă mulțumeam cu o etichetă ca la Ikea, dacă știi, etichetele la lungi. Care sunt din provincie, nu știu ce Ikea, lasă-mă în pace. A, ok. Deci eu când am mers la, cu metrou la Ikea, așa, mă mulțumeam cu așa ceva la pachetul de țigări care să-mi spună toate părțile negative ale fumatului, fără să-mi acopere eticheta, sau măcar și un sleeve pe pachetul de țigări. Era perfect să-l dau jos, să pot să văd poza originală. Era de elegant, era atât de elegant pachetul de țigări. Acum e stricat și acum o să-mi scrie la comentarii oamenii că sunt shill pentru Big Tobacco și we're off to a great start this week. Howdy, boys. Și ce altceva ai făcut săptămâna asta, Edgar? Am terminat Mass Effect 1 și am jucat, am început Mass Effect 2. Da, am vrut să nu te întrerup ca să te las să vorbești. A fost o greșeală, evident. Voiam să revin puțin la Zelda. Da. Spuneam că... În primul rând vreau să zic că sunt absolut convins că ziceai deja aș vrea să joc toate jocurile Zelda. Sunt convins că este ceva interesant în fiecare dintre ele în materie de game design. Eu cred că nu e ceva interesant în absolut toate. Eu urmăresc un canal, îl știi pe Mark Brown, The Game Maker's Toolkit. Nu. E un tip care vorbește despre diverse aspecte ale game design-ului și are o serie în care se concentrează pe jocurile din seria Legend of Zelda. Oh. Și acolo vorbește despre dungeon design, despre hărți, despre cum sunt făcute. E destul de interesant, merge în profunzime. Da. Asta se leagă cu faptul că, cu ce ți-am spus eu acum câteva săptămâni, că am întâlnit designul Zelda în foarte multe alte jocuri, da, și da, simt se, că se găsește. Nu pierd. Știu că Zelda este incredibil de revoluționar, influential. Asta e ca și când citești Lord of the Rings ca să vezi de unde a apărut high fantasy-ul, știi? Și înțeleg perfect nevoia ta de a juca, da, Zelda. Drive-ul ăsta. Acum hai să încheiem segmentul ăsta cu Zelda, enumerând sistemele pe care au apărut în jocul Legend of Zelda. Yeah. Îs convins că unele dintre ele se repetă, deci probabil că nu îs... Unele probabil că au apărut pe 2 sau 3, dar să zicem că 80% din sistemele din lista asta au un joc Zelda unic pentru platforma lor. Da. NES, SNES, Game Boy, Nintendo 64, Game Boy Color, Game Boy Advance, GameCube, Wii, Nintendo DS, Nintendo 3DS, Wii U, Nintendo Switch. Da, și e, de fapt e datoria lui Nintendo să bage un Zelda pe platforma lor. Da, este, dar problema e că nu mai prea ai cum să le joci fără să emulezi după o anumită perioadă. Pe PC nu cred că este un joc pe care să nu-l poți rula, care să fie apărut vreodată să nu se poată rula pe un PC modern. Da. Poți să lezi tot dacă te chinui puțin. Da.
Nici nu trebuie să chinui foarte mult, că există servicii cum ar fi GOG, care îți rapuie într-un DOSBox gata configurat și îți dă jocul. Da, încă aștept dacă, GOG să dacă să are logică legată de procesor. Asta e problema cea mai mare de obicei. Sunt câteva minusuri, încă aștept câteva jocuri, dar nu o să intru în detalii. Da, deci nu, de am zis dacă te chinui un pic. Sunt câteva jocuri care încă nu sunt pe platforma asta care le updatează. Mm-hmm. Poți să joci orice joc vechi, dar Zelda-ul trebuie emulat dacă vrei neapărat. Dar n-ai nicio problemă, mai puțin Zelda-urile de Wii U și Nintendo Switch. N-ar trebui să ai nicio problemă. Poate într-o zi. Nu mai știu care era pentru GameCube, care a fost refăcut HD și pentru Wii. Nu știu, pot să zic câteva titluri de Legend of Zelda. Mai decent? Skyward Sword? Skyward Sword, Ocarina of Time, nu, Ocarina mai vechi. Skyward Sword sau Majora's Mask? Nu, cred că Skyward Sword-ul. Mm-hmm. Cred. Știu titluri, nu știu când au apărut, nu știu al câtelea în serie, știu doar titluri din seria Zelda. Știu că l-am încercat. A Link to the Past. Link to the Past, nu, Skyward Sword. Cred că ăla e de GameCube. Dacă nu e ăla de GameCube, I'm so sorry. Dar l-am încercat, am văzut că rulează foarte suav și mi-a plăcut grafica și dar nu, pur și simplu nu m-a ținut. It's my problem with Zelda. Dar e o serie bună. La fel ca și Castlevania și ca și celelalte serii care au influențat foarte mult jocurile. În viitor. În viitor. În viitor. Da, da, da. Lor. Sună. Au influențat jocurile în viitor, au trimis prin spațiu și timp un da, au trimis prin spațiu și timp pe calea tradițională. Da, a trecerii timpului. The slow way. Dar da. Ce să faci? Nintendo parcă o cere. Da, îmi pare foarte rău. Nintendo vreau să vă joc jocurile. Nintendo, Konami, vreau să... Konami. Vreau să mai joc și eu ceva Konami. Pentru că încă mai înseamnă ceva pentru mine Konami. Păi, Konami e Metal Gear Solid, Konami e Silent Hill, Konami Castlevania, da. Konami e, mai era o serie. Remember Konami? Da. Remember when they did games? Da. Ok, hai să trecem la știri. Da, îmi place că am zis că nu divagăm și poate ajunge să vorbim ceva mai interesant săptămâna asta și să mă la o jumătate de oră. E ok, Paul, mi-am activat eu motorul și de divagat ca să nu avem panică la final. Adică e ok dacă depășim un anumit timp, dar nu e ok să facem prea scurt, așa că... Da. Let's go! News! Speed! Ce faci? Esca! Hei, Esca! Salut, eu sunt Esca astăzi, ok? Salut! Adelin. Ești control alt esca. Da. Shudder. Este atât de dezorganizată rubrica asta în momentul ăsta. Am câteva release-uri, câteva update-uri. Un update. Câteva release-uri care sunt răspândite, așa că nu le-am pe toate la un loc. Facem curându. Bine. Începi tu sau încep eu? Încep eu. Go. After you. Fallout 4 VR. Fallout 4 VR confirmat pentru E3 2017. I don't care, but yay! Nici eu. Da, nu... O să-mi pese. Dacă anul ăsta o să fie anul în care vedem VR-ul ca și ceva, nu știu, mainstream. Nu, anul ăsta o să vedem... Anul ăsta e anul în care sunt oameni foarte, foarte nerăbdători pentru VR și oameni care pur și simplu bash it to hell. Ca mine, din invidie. Da, și mi-ar plăcea să am un headset în casă, dar nu știu la ce aș folosi. Fallout 4 VR, wow. Cum nu simt nevoia de așa ceva. Nu vreau, nu știu, vreau ceva care să se lege de experiența VR, nu să, nu știu, să construiesc sate în VR. Îl folosești pentru a sparge vaze. Da. Scuze, vaze, ce? Nu, n-avem noi asta în română. Ok. Da, în română nu merge. Da, se spune că or să anunțe, mă rog, o să anunțe, or să prezinte VR-ul la E3 2017. Eu am impresia că am Serious Sam-ul de VR, primite gratis, dacă ai cumpărat Serious Sam-ul precedente. Ah, super. Deși tu probabil că le ai. Da, s-ar putea să le am, nici m-am uitat să văd. Știu că am sigur un joc VR care e un adventure point and click, deci nu înțeleg de ce adaugă VR-ul la el, dar ok. Da, you can point and click with your hand. Da, exact. I can think it. Abia aștept să vină E3, să nu mă uit iar la E3 și să mă uit doar la comentarii și la rezumate, pentru că n-am ce face altceva cu timpul meu. Am putea să facem un live feed. Nu ai chef? O să vedem când o să fie cazul. Habar n-am. In weekend? Nu-mi dau seama. Nu știu când e E3, nu mă interesează.
Oh, vise, vise. Oricum durează 15 zile, nu? Cred. Sunt câteva zile de E3. Da. Între iunie 14 și iunie 16. 14 și 16, 3 zile, nu? Da, e ca da. O convenție normală. Da, exact. Între 13 și 16, de marți până vineri. Super. Abia aștept. În iunie? Da. Mm-hmm. Right. Mm-hmm. Ok. Ne mai gândim. Ok. Da. Ok. VR. That's good. That's good. Am eu una mică? Not even gonna. Not even gonna. Afterbirth Plus a lansat primul booster pack pe care l-au promis de la lansare. Ce înseamnă asta? Înseamnă că iau moduri, iteme și îmbunătățirea jocului făcute de fani din workshop și le integrează în joc cu mici modificări unde e cazul. Și a ieșit primul booster pack și este distractiv și exciting times. Și a adăugat opțiuni de meniu chiar. Dacă n-aveți Afterbirth Plus până acum, nu știu de ce nu-l aveți, nu mai discut. Gata. Gata, am alinat absolut lumea care ne ascultă. Wow, și numai la joc și nu joc și numai la All Vorbe găsiți astfel de discursuri. Astfel de oameni care vă judecă alegerile. Suntem Alex Jonesy gamingului. Vreau să spun despre globaliști. Și EA poate să mă apuie. Toată lumea știe că sunt reptile. Ok, gata. Continuă. GOG Galaxy vrea să iasă din beta. Ah, pasta o am luat-o și eu. Ți-am snipuit-o. Gata. O să apară versiunea 1.2 în mijlocul lunii, men, că am citit altceva. De că n-a apărut deja. Știu că am deschis Galaxy-ul și a... Scuze, a apărut acum 3 zile. Am citit altceva din știre și m-am încurcat. Aduce cloud saves, ceea ce e foarte bine pentru toate jocurile. Adaugă toate cloud saves, nu ca Steam, doar pentru alea care au enabled prin API, ceea ce e extrem de util. Customizare, hibernate mode și așa mai departe. Deci GOG are în sfârșit un full Steam release pentru clientul lor de Steam. Și e ciudat că nu cred că mai țin minte dacă am menționat sau îți deschide jocuri pentru clientul lor dacă l-ai pe Steam și sunt și în librăria lor. Da, cred că mi-ai zis asta, că nu contează, dacă l-ai, ți-l deschide. Exact, și nu pentru toate, dar se activează periodic, mai scot câte unul care e, cum ar fi, compatibil cu GOG Galaxy. Și ți-l deschid și în librăria de GOG. Ok, it's nice. Băieții la GOG sunt foarte prietenoși cu userii. Și da, mult mai selectiv cu ceea ce pun pe store. Mi-a zis un prieten, nu fac niciun fel de glumă, nu eu, eu chiar mi-a zis un prieten, okay, că dacă ai joc piratat și îl cumperi ulterior și tu l-ai instalat piratat pe GOG, pur și simplu îți adaugă în library jocul. Dacă tu îl deschizi jocul piratat prin GOG, ei îți adaugă în library fără să te pună să reinstalezi, să faci o fel de chestii din astea. Stai, cum adică? Ce se întâmplă exact? Dacă ai jocul procurat din altă parte. Așa. Și ți-l adaugi să-l lansezi prin GOG Galaxy. Așa. Și după aia îl cumperi? După aia îl cumperi, de unde o fi, whatever. Ți-l adaugă în library și nu te pune să-l reinstalezi de la ei de pe servere sau așa, nu. Recunoaște fișierele pe care le ai tu pe hard, înlocuiește ce-i de înlocuit, probabil executabilul și așa mai departe și poți să joci. Foarte frumos. Da. Cred că înlocuiește executabilul, adică îți face update-ul, ultimele update-ul. Probabil, da. Live, da. Executabilul e ăla care vine modificat prin crack-uri de obicei. Da, da, n-ai nicio treabă cu GOG. Ce crack? Păi nu, dacă ai avut jocul crack-uit pe hard și tu vrei să ți-l adaugi. Am înțeles, credeam că jocul GOG luat din altă parte. Nu, nu, nu. Am înțeles. Păi e foarte bine. Da. Yes. Nu știu acum cine mai are jocurile vechi pe care GOG le are pe store cracuite pe hard, dar e un erou ăla. Se mai chinuie cu schimba CD-ul. Nu se... Oh, Doamne, ferește. Și cum Mass Effect 1 chiar din... Am povestit circumstanțele, nu mai zic de 7000 de ori. Trebuie să fiu... Sunt foarte defensiv când fac chestia asta. Dar trebuie schimba CD-ul. Ceea ce nu mi s-a întâmplat de foarte mulți ani. Chiar te pune să schimbi CD-ul? Da, te pune să schimbi imaginea. Wow, e așa de vechi încât te pune să schimbi CD-ul. Mi se pare că incredibil. Chiar DVD-ul era pe două DVD-uri. Da, vine pe două DVD-uri. Mass Effect 1, wow. Da, este din perioada aia întunecată a gamingului. Foarte frumos. It took me back. Ok, deci mi-ai snipuit știrea cu GOG Galaxy. E ok. Nu mă supăr. Nu mă supăr, e ok, Paul.
Nu, n-o să modez Doom cu fața ta. Nu se supără nimeni. Eu ți-am dat o știre săptămâna asta, un fake news mai atenționat. Da. Cu lead animatorul de la BioWare. Deci, pentru ascultători, i-am trimis lui Paul o știre pe care probabil ați văzut-o deja dacă sunteți la curent cu scandalul Mass Effect Andromeda, în care se... Mă rog, scandalul. E un scandal. E la fel de scandal ca orice alt scandal din gaming, mai da, puțin okay. Gamers Gate, care e cel mai mare scandal. Și ți-am trimis o știre cu o fată care nu prea avea experiență în animație, care avea trecut pe site-ul ei personal ca fiind lead animator la EA. Da. Și aia a fost fake news-ul pe care l-am trimis lui Paul. Se pare că ea nu e lead animator la EA. Totul a fost o neînțelegere sau o minciună undeva. Din câte am înțeles, era un fost angajat la EA. Un fost angajat. Ok. Și dar nu numai acelei știri false, lumea a reacționat și a început să o agreseze verbal și o amenință cu moartea pe fata respectivă. Chestii obișnuite. Da. Și până în punctul în care EA a trebuit, nu, BioWare a trebuit să dea o declarație oficială în care să spună că fata nu este lead animator-ul, nu a lucrat la Mass Effect Andromeda și să se potorească lumea basic, să-și calmeze țâțele. Deci am ezitat la țâțe, nu știu. Da, și cei care au amenințaseră gruparea aia foarte violentă de fani, mă rog, da, fani de ghilimele, No True Scotsman și așa mai departe, da, a reacționat zicând, ah, da, scuze, am amenințat cu moartea persoana greșită. Exact. Nu cred că ai înțeles care era problema, de fapt. Nu sunt amenințat, da. Am amenințat pe cine nu trebuia, ups. Nu aia era problema, nu persoana pe care ai amenințat era problema. Ok, boys, let's go back. Who's next? Da. Apropo de Andromeda, m-am enervat foarte tare când mă uitam peste știrile săptămânii să-mi aleg subiectele pe care să vorbim astăzi. Jur că cred că 30% din toate titlurile erau ceva despre Andromeda. Asta pentru că tu te uiți pe site-ul de normie. Da, mă uit pe PC Gamer, recunosc. Eu nu mă uit pe ăla și am avut cred că două știri despre Andromeda. Una dintre care era un anunț pentru 4K support pentru Andromeda. Și la fel ca și la Alien Colonial Marines, pe care l-am menționat săptămâna trecută, poți să destruiești căcatul până într-un punct. I'm sorry. Nu știu ce să spun despre asta. Nu mă atrage, o să-l cumpăr la reducere. Asta e verdictul meu și cred că și tu ai zis chestia asta că o să faci și am jucat Mass Effect 3 acum câteva săptămâni, deci da, cred că deja se știe că am răbdare. O să-l joc cândva, la un moment dat. Și doar prin simplu fapt că amândoi am jucat Mass Effect și cam ne-a plăcut, înseamnă că poate o să ne placă și Andromeda. Că Mass Effect 3 a fost considerat de mulți un căcat dezamăgitor. Eu cred că o să-mi placă și Andromeda când o să-l joc. Probabil. Având în vedere că mă joc Assassin's Creed-uri și încă le tolerez, nu cred că poate să fie mai anost Mass Effect Andromeda decât ăla. Și, sincer, nu-mi pasă așa de tare de animațiile alea faciale. Da, arată cum arată, dar arată exact ca orice alt Mass Effect. Da, mie-mi place să mă joc jocuri, nu să mă uit la cum sunt animate fețele. Nu, rejucând unul acum, m-am simțit exact ca în screenshot-urile de Andromeda. Nu, și nu m-a deranjat. N-am simțit povestea mai prost. Nu am simțit acele linii de dialog spuse mai prost, pentru că fața făcea chestii ciudate. Mm-hmm. A fost aceeași poveste. Am avut și momentul ăla de goosebumps. Am avut moment în Mass Effect. Deci, da, probabil că nici mie nu o să-mi displac Andromeda. Dar e atât de ușor de lovit în Andromeda. Da, mai ales dacă nu l-am jucat. Exact. Am zis că o să fac un review la Andromeda bazându-mă doar pe GIF-uri și pozele. Adică o să faci exact ce a făcut toată lumea pe Metacritic. Exact. Ok. Cine a spus știrea asta? Eu am spus-o. Continuă, da. Paul, alta. Cineva a overclockuit un GeForce GTX 1080 Ti la 3 GHz. Wow. Deci, dar de ce? Pentru că poate. Adică de-aia se overclockuie chestiile. Pentru că poți. N-am overclockuit nimic niciodată.
Eu doar procesorul și am overclockuit apăsând un buton în BIOS. Și ai avut o răcire mai bună pentru el? Da, adică nu am folosit ventilatorul stock niciodată. Tot timpul mi-au ventilator dedicat. Eu am stock, tot timpul am stock. De-aia mi-e frică să fac overclocking de fiecare dată. Da, ok. Și a rulat ceva pe placa aia? Nu știu, atât. Crysis 1 la maxim. Exact. A dus Crysis 1 la maxim la 1080p. Da, deci știrea e în felul următor. Cineva a overclockuit, uite detalii tehnice cu ce a făcut și cam atât. A simulat sistemul solar. A scos ceva record în 3D Mark și nu a făcut nimic cu placa efectiv, doar overclockuit-o. Există achievement-uri pentru 3D Mark? Nu există achievement-uri, dar scrie despre tine la știri. Deci, oh my god. Se scrie la gazetă despre tine. Și overclockuit placa ca să ia spălmarea la 3D Mark. Da, this is a new low. Or a high, I don't know which. Jesus. Și dacă tot am zis știrea asta care e scurtă și inutilă, da. Vreau să citesc doar, e o știre, n-am citit știrea, vreau doar să citesc titlul și descrierea scurtă de subtitlu. Da. Ghost Recon Wildlands Title Update 2 will let you pick your ride and turn off the radio. The 5GB patch is live today. Fa-f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 a-
oprești radio și are 5 giga patch-ul. What the fuck? Adică, cât un joc indie. Nu, trebuie să fie ceva acolo. Nu știu, am închis tab-ul, gata. Trebuie să fie. Hai să speculăm ce ar putea să bage în World. Are tot felul de chestii. Are fixuri, are UI nou, are tot felul de chestii de co-op, conectivitate. E foarte mare patch-ul. Dar acum m-ai făcut să citesc lista completă și am stricat vraja. Așa că zi tu, zi o știre. Era mai mult, era mai mult cocktease decât vraja, nu era de plăcut. Trebuia să știm. Da, are sens acum să fie 5 giga, cred, nu știu exact. Bine, 5 giga nu se adaugă de obicei la... Da, se override. Size, da, exact. Ai fost cu mea, că înseamnă că Dota 2-ul meu trebuia să aibă terabyte. Asta mă îngrijează și pe mine când se adaugă content. Asta mă îngrijează la Hearthstone de pe telefonul meu, pentru că sigur adaugă fișiere. Pentru că adaugă cărți noi, constant. Mi se pare că și Facebook-ul mi-a făcut chestia asta. Ajunsese Facebook-ul meu pe telefon să aibă câțiva giga, ceea ce mi se părea deja. Da, nu șterge temporalele de instalare. Ah, ok. Nu mi le ștergea mie cel puțin și le-am șters manual ca după aia să... Da, da, ideea e că Hearthstone-ul instalează constant content nou, poze de cărți care cred că sunt streamuite. Nu cred, pentru că consumă foarte puțin, foarte puține date. Da? Ah. Da, cred că stochează local cărțile. Deci, event, la un moment dat o să fie nesustenabil. Sper că nu ajung acolo. Ce super duper compresie are, da, pentru JPEG-urile alea. Ok. nu, chiar, da. Îți colecționați JPEG-uri virtual. Da. Nothing to be ashamed of. Mai bine, mai bine decât carton. O știre. Oh, stai să scot din buzunar. Fost tip de la Lionhead face un farming simulator. Se numește Kinseed și e mai complex decât Harvest Moon. Și Harvest Moon-ul ăla indie, Stardew Valley. Așa, Stardew Valley, aveam un lapsus. N-am mai multe informații despre asta. Vrea să aducă șalmul lui Fable într-un farm simulator. Din câte am înțeles, are niște sisteme complexe deja băgate în joc. Se numește Kinseed cu Y-K-I-N-S-E-E-D. Puteți să-l căutați, este și un build la dispoziție pe care îl puteți testa și va fi lansat cândva, când va fi gata. E drăguț, îmi plac farm simulator-urile. Apare un gen nou de top-down Harvest Moon clones. Care era deja un gen cândva, dar a fost uitat, da, și Harvest Moon l-a ținut. Da, mi se pare normal, adică a apărut Stardew Valley, a fost succes enorm, era normal să apară. Nu vreau să zic copycats, că sună rău. Să apară mai multe lucruri inspirate din el, exact. Cum a făcut Undertale, a sparcuit un întreg val de jocuri din astea meta... Da, meta-narrative. Da. Care nu sunt, nu e deloc... În fapt, nu cred că Undertale a făcut-o. Cred că Undertale a început Stanley Parable.
Da, dar Undertale a fost extrem de high profile, adică Stanley Parable era menționat pe aici pe acolo, Undertale a luat Game of the Year la mai multe personalități Am înțeles, din lumea deci gamingului. E breakthrough, și, da, a și odată cu el a purtat așa un val nou de jocul din genul ăsta. Da, accept. Eu sunt judecătorul cosmosului. Da. I will allow this. Yes! I am Mentok, the mind taker. De unde era asta? Din Harvey Birdman, Attorney at Law. Așa, nu mai țin aminte. Îl revăd periodic, ok. Eu îl am tot timpul în memorie. Ok, da, deci nu, e ok, mă bucur. E ex-Lionhead. Lionhead avea făcea chestii interesante. Mai știți Lionhead, da, copii? Mie îmi plăcea eu Lionhead. Eram fan foarte mare Lionhead. Avea chestii, avea, era... Fiecare joc avea un quirk și multe detalii pe care le putea ignora. Eu nu aveam o problemă cu Peter Molyneux pentru că nu urmăream hype-ul dinaintea jocurilor niciodată. Dar eu urmăream hype-ul și îmi plăcea de Peter Molyneux. Mie mi-a părea, știi, am jucat Fable, mi-a plăcut foarte mult, am jucat Black and White, Black and White mi-a plăcut enorm de mult la vremea lui. Și acum e bun. L-aș rejuca. Nu e nimic de aging. N-a mai apărut nimic ca el. E aceeași chestie. Da. E Tamagotchi-ul ăla. Exact. Combinat cu Populous. Nu, mi-a plăcut tot timpul Peter Molyneux. Deși avea era moară stricată băiatul la conferințe de presă. Dar știam și tot timpul presupuneam că 90% în ce spune nu poate fi realizat. Și știam că măcar jocul va fi ambițios. Da. Și așa că ori era o mizerie nejucabilă, ceea ce nu s-a întâmplat niciodată la Lionhead, ori era ceva ce putea fi mai mult, dar tot e interesant. Exact. Și oricum nu era ca nimic altceva de pe piață. Și Fable. Erau multe third person action, dar Fable avea un simț de continuitate pe care niciun alt third person action nu l-avea până atunci. Avea un stil și un charm al lui. Da. Și faptul că tu îți schimbai aspectul fizic, da, cu staturile pe care le foloseai, era frumos. They knew how to make it charming. Da, deci face un farming simulator. Mai am niște chestii foarte interesante mai încolo, Paul, așa că continuă. Da, Ubisoft vrea să facă un serial TV Assassin's Creed, pentru că de ce nu? Cred că există deja unul. Adică? Vreau să zic un serial, dar nu. Nu există Alias? Da, el ar fi Assassin's Creed, dar doar partea cu, doar partea din prezent. Da, da, exact, Assassin's Creed. Da. Da, deci aparent a avut succes filmul pe care nu l-am văzut pentru că nu mă interesează. Și acum vor să scoată un film The Division. Oh, asta why? Se știa deja. De se știa deja, dar nu înțeleg conceptul de film The Division. Există deja Outbreak. Există o grămadă de filme pe tematica asta. The Division, jocul, nu are niciun fel de element narrativ interesant care să justifice. În general, jocurile nu au elemente narrative suficient, da, de bune. Nu, sunt o scuză de a te duce dintr-un nivel la altul. Nu sunt... Ah, I'm gonna have a meltdown, Paul. Dar încă n-am înțeles producătorii de film că dacă iei un joc fără și scoți interactivitatea din el... Nu mai interesant. Hei, uite, Rosenberg, don't ask, copiilor le place să împuște demonii. Da, Einstein. Perfect, hai să facem un film de acțiune despre cum altcineva împușcă demonii. Exact. Da, ok. Ce a făcut jocul ăsta atât de bun? Demonii. Am auzit argumentul că povestea din film Assassin's Creed nu-i cu nimic mai proastă decât povestea din joc Assassin's Creed. Normal că nu e, pentru că e dar o poveste. Problema e că la filmul Assassin's Creed stau să mă uit la poveste în loc să fug pe pereți și să omor gărzi în Istanbul și... Și orice ați spune cu mâinile de fund sărind în sus, Metal Gear Solid are și părți interactive. Hai să nu intrăm în subiectul ăsta deja. Pe lângă 8 ore, da, 8 ore de film de cutscene-uri. Da. Deci asta a fost. Ubisoft vrea să facă un serial după pe care nu l-a cerut nimeni. Acum că mă gândesc bine că Metal Gear Solid ar fi printre puținele care chiar merg făcute în film. Oh, God, ce-am făcut. Dar n-ar fi un film. Cred că câte filme au ieșit din Marvel Cinematic Universe? Sunt 10?
nu știu, 57, habar n-am, multă. Cam atât ar trebui să acoperi de la Metal Gear Solid 1 până la 4, fără până 3. Până la finalul cutscene-ului de introducere din Metal Gear Solid 1. Deci deja văd Metal Gear Solid 1, 2 și 4 făcute, serializate în filme, fără 3. O trilogie care e doar lupta cu The End de la final. În care tot îți furișezi și-l cauți. Și dacă sunt cu adevărat revoluționari, ar face partea cu Psycho Mantis interactivă în sala de cinema. Da, te pune să cauți ceva sub scaun. Te pune să pui sucul din partea dreaptă în partea stângă. Aoleu, doamna, m-aș uita, de ce să mint? Încă nu m-am uitat la... Deci au ieșit câteva filme recent care au fost super hype-uite de oamenii noștri care hype-uiesc chestii. Oamenii nu sunt oamenii noștri, dar ne uităm la ei cum hype-uiesc chestii. Știi tu cine ești. Și și pe lângă meme se mai și hype-uiesc chestii. Și nu am niciun chef să mă uit la ele. Assassin's Creed e unul din ele, da. Și mai sunt câteva, sunt sigur, dar îmi scap acum. Dar da, nu, n-am. I can't bring myself to watch them. Go on. Păi era rândul tău, da. Ok, fie, nu știu dacă știai chestia asta, dar The Walking Dead, episodul 3 din sezonul 3, apare pe 28 martie. Știam asta. Corect. Ai pus-o la știri? Nu. Corect, știai chestia asta, Paul? Îmi pare bine. Dar de ce am pus-o? Pentru că primele două episoade au apărut în decembrie și noi n-am podcast în perioada aia și am zis să băgăm aici. E mai bun decât serialul. Nu l-am jucat, dar n-are cum să fie mai prost. Exact, deci dacă ar fi să vreți cumva banda voastră preferată în alt mediu decât cel de hârtie sau digital hârtie pe monitor, jucați Telltale series-ul, nu vă uitați la serial. Asta e prima oară când apare acum recent un joc Telltale, am decis să mă păstrez și să le joc pe toate 5 când apar. Foarte bine. Nu mai vreau să le joc și să le fac review episod cu episod, pentru că după primul episod nu mai am ce spune despre restul. E foarte greu să faci un... Mecanic nu o să adauge nimic major între episoade. Poate pe sezon, dar... Da. Decât să fac 5 review-uri mediocre, mai bine fac unul mai puțin mediocru. E un întreg pentru tot sezonul. Da. În care poți și tu să-ți dai cu părere pe poveste. Exact. Mai bine decât și întreg. Nu. Da. Well, ăsta e episodul 2, începutul deja l-am discutat, nu știm unde duce, deci... Sau mai erau, citeam pe Kotaku mai de mult, trei știri de genul... Episodul 4 e o dezamăgire. Da, poate că e o perioadă lentă într-o poveste mai lungă și asta e problema cu episoadele, cu jocurile episodice în general. Dacă vrei să faci un build-up la ceva, episodul de build-up e o dezamăgire. Da, exact. Nu, wow. E build-up. Da, e bine, dar n-are cum să nu dezamăgească pentru că nu are payoff. Sunt, ar trebui, după mine, ar trebui toate jocurile episodice să fie consumate în totalitate la final. Da. Ca să poți măcar să apreciezi build-up-ul ăla, să ne aștepți o lună cu luna asta cu episod de... Da, nu știu, business modelul ăsta nu mă atrage foarte tare, nu-mi place conceptul de joc episodic. Nu, eu îl apreciez pentru că poate că își finanțează jocul, da. Și joc sezoanele și îmi plac sezoanele. Nu-mi place episod cu episod. Da. Și să nu uităm Sin. Sin care nu a mai continuat? Da, a făcut un singur episod. Și să nu uităm și celălalt care am uitat cum se numește. Anacronox. Ceva cu viață și jumate și nu știu. Așa. Mă bucur că am mers. Ok, mai ai? Da, mai am. Dă-mi-o pe aia Blanao. Nu, îți dau aia mai puțin Blanao. Aia Blanao plăsăm pentru final. Ok. Autorul seriei The Witcher, pe care îl cheamă Wozniacki. Stai. Ceva cu Andrei, e Andrei în pui mei, Nu, e Andrei, dacă e cu J. Andrei se pronunță, nu? Nu, e Andrzej. Andrei. Andrei Sapkowski. Cred că ăla nu se pronunță așa, Andy, prietenul nostru Andy. Așa. În care scrie seria literară The Witcher.
Da. Când a fost contactat de CD Projekt Red, au vrut să-i dea, practic, a vrut să-i dea royalty deal. El să le dea drepturile intelectuale pentru Geralt și pentru Witcher și așa mai departe. Și să primească o parte din profituri. Nu a vrut să accepte dealul ăsta. El a zis că nu vrea o sumă de bani upfront, pentru că lui se par jocurile video o prostie, nu crede că o să aibă niciodată succes o serie de jocuri video inspirată din personajele lui. Asta a fost la 1, nu? Da. Păi, când și-a vândut drepturile de proprietate intelectuală. Ok. Da, și-a spus că sunt proaste, că sunt o prostie, scuze, a semnat cash up front și gata. După asta n-a mai avut niciun fel de contact cu studioul, nu s-a implicat în development deloc, deci studioul a avut mână liberă să facă ce vor ei cu Geralt. Seria Witcher a făcut ce s-a întâmplat și acum zice că acum încă mai are moment în care e întrebat dacă cărțile lui sunt bazate pe jocuri. Și spune că ocazional se enervează foarte tare când întrebat chestia asta. Oh my god. Da. Îmi pare rău. Știi că așa, stai să termin și după aia vreau să fac și o mică paranteză. Da, fair play. Zice că îi se pare că succesul jocului îi total meritul studioului, deci nu e niciun fel bitter că nu și-a n-a văzut o parte din profituri. Îs convins că i s-au vândut cărțile mult mai bine după ce a apărut seria The Witcher. Nici nu mă îndoiesc, le-am văzut și la noi în librării. Și eu am cumpărat câteva în engleză de la noi. Am un plan să le citesc. Deci na, nu e niciun fel de problemă cu el, că inclusiv dacă vin fanii la el să le semneze carcasele de la joc, de la The Witcher, le semnează, că după părerea lui un fan e un fan, deci nu îi... Da. Nu contează că... Da, îi pare de treabă. Știi că George Lucas, când... Știi că așa și-a păstrat George Lucas dreptul de a comercializa și a face bani din jucării Star Wars, pentru că studioul era absolut convins că Star Wars o fi un eșec complet și nu au nici măcar nu vrut să se obosească cu drepturile de producție și distribuție pentru jucării. Am auzit, da. Yes, mi-aduc aminte vag chestia asta. Da. Da. Și uite cum da, ce s-a întâmplat. Și acum l-a vândut la Disney și și-a făcut banii și tot ok. Edgar, ce știre mai e pentru noi? Am una bună. O să ne bucurăm de un nou point and click adventure. E o perioadă foarte fertilă pentru point and click-uri recent. Mi se pare foarte ok. Și mie, I love point and clicks. De la point and click-ul Ron Gilbert, care stă să apară. Da, acel Park. Twin Peaks foarte haios, care promite o glumă pe minut. Steluță. Nu promite o glumă pe minut, chiar asta scrie pe pagina lor. Păi, cred că mă dacă lăsa să știe să facă asta. Da. Avem un... nu știu dacă ai auzit de producătorii ăsta, habar n-am cum se pronunță, Wadjet, o citesc ca în engleză, poate că nu e. Au făcut Blackwell Conspiracy. Așa, știu de ei, nu l-am jucat, dar am auzit de Blackwell Conspiracy. Un point and click cu un detectiv fantomă și cu o fată și rezolvă crime și e foarte frumos. Am auzit și eu despre asta. Cred că arată superb. Am scris la pixelat, dar foarte detaliat. Da. Am mai făcut, e o serie întreagă, Blackwell Conspiracy, și am mai făcut și alte point and click-uri. Nu-i Blackwell Chronicles? Așa, Blackwell Chronicles, da. Ok. Vor scoate un nou point and click. La care participă Jennifer Helper, fostă scriitoare la Dragon Age. Helper sau Hepler? E Hepler? Nu știu. Știu că am verificat de două ori când am scris Ok, Helper. Bine, te cred. Nu, că mă face acum să mă... Ok, așa, te mai întrerup știrea, Paul. E Hepler. Mă bucur. Hepler, da. Hepler, vezi? Ah, okay. Bine, cam. Jennifer Hepler, care a scris pentru Dragon Age. Și care a primit amenințări cu moartea pentru că a avut niște opinii despre jocuri. Da. Asta semnezi o chestie. Când ajungi la BioWare, semnezi că îți asumi că o să fie amenințat cu moartea la un moment dat în timpul carierei tale. Da, a fost făcută tot felul de chestii pentru personajele pe care le-a scris ea și plotline-urile pe care le-a scris ea. Da, Și mai ales pentru că, a zis că îi se pare că dacă există există moduri de a sări peste conversații în jocuri, ar trebui să existe și un mod de a sări peste combat în jocuri, mai ales dacă sunt jocuri story heavy. Da, nu sunt de acord cu aia, dar mă rog, ok. De ce?
De fapt, dacă stau să mă gândesc bine... Zi, Edgar, n-ai fi vrut să skipui absolut toate encounterele de combat din Mass Effect 1? Nu, pentru că joc pe easy. Ah, ok. Deci asta făceai. Bun. Exact. Într-un fel, asta făceam și tot timpul puteai să faci chestia asta. Nu să le skip în totalitate, dar ajută combat-ul în unele jocuri, mai ales story-driven, ajută pentru pacing. Da. Și când sunt făcute cum trebuie, un combat encounter poate fi foarte puternic. Deci... ce sari. Bine, și dialogul, bă, viceversa. Hai să le păstrăm, dar practic easy mode-ul pentru dialog este skipping it. Da. Există deja. Nu trebuie să o declari. Anyway, femeia asta participă ca și consultant pentru proiectul lui Wadjet Eye, care va fi un point and click foarte similar cu ceea ce face BioWare. Flavorul lor de RPG-uri. Ok. Party... based, point and click SJW shit. Probabil. Dar nu m-a supărat niciodată în Dragon Age. Nici pe mine nu mă deranjează. Nu m-a supărat nici personajul transgender din RPG-ul ăla top-down izometric. Am citit un headline, este un fel de Onion pentru jocuri, se numește point and click bait. Și okay. Avea un headline absolut superb: transgender, openly transgender character ruins immersion of game with dragons and magic in it. Aha! Își bag agenda lor SJW în jocul meu despre Balor. Da. Nu am foarte multe informații, am niște screenshot-uri. Setting-ul e foarte interesant, este modern fantasy. Modern day setting, dar fantasy, cu legende urbane și tot felul de chestii de genul ăsta. Ah, ok. Într-un oraș mare, foarte, cum se numea stilul ăla artistic, noir. Ok. Cum se numea? Noir? Nu, noir, da, dar avea un nume. Detectiv și noir. Hardboiled. Ah, nu. Sigur e hardboiled. Profesionalism. Da, noir. Deci, just leave it at that, noir. Da, fantasy, modern, noir, detective story, point and click, cu party. Toate astea în mintea mea deja controlează un joc care probabil că nu va apărea. Cum se numește? Se numește Bloom, aveam imediat aici Unavowed. Ok. Unavowed. Bun, deci fii atent. Unavowed. Hard-boiled fiction is a literary genre that shares some of its characters and settings with crime fiction, especially detective stories. Derived from the romantic tradition which emphasized the emotions of apprehension, awe, horror and terror, hard-boiled fiction deviates from that tradition, blah, blah, cynical attitude towards those emotions. Nu la asta te referi? Mă referam chiar la noir fiction, da? Da. Aia, hard-boiled. Closely Bun. Related to noir, to hard-boiled, da, noir fiction. Eu am avut dreptate și tu nu și spunem dacă mai ai o știre. Mai am. Mai dar am. Să zic eu una. Aveam Go Galaxy, dar nu mi-ai dat tu. Vreau să păsesc pasta pentru final. Mai am câteva rapid fire. Vreau să o bag pasta acum. Mai am una singură. Da? Ok. Mai am una singură. Ok. Diablo 3 bagă Necromancer. Scuze, îmi pare rău. Grim Dawn bagă Necromancer. De fapt, ambele bagă un Necromancer. Foarte. Și Path of Exile să fie. Probabil, nu. Ambele bagă o clasă de Necromancer foarte, care va apărea foarte curând. Grim Dawn o bagă într-un DLC cu story. Nu, cred că e un fel de chiar expansion pack micuț cu story. Deci tot un fel de DLC. Diablo 3 bagă un Necromancer și atât. Ok. Deci, da, avem așa și Dotemu și închide magazinul online. Cine-i Dotemu? Dotemu, exact. N-am sigur că n-o să... Cândva Dotemu era un competitor pentru GOG, care aducea jocuri vechi și le făcea compatibile cu, cu sistemele moderne și acum e doar GOG. Oh, vedeți, m-a ajuns CD Projekt The Man. Da, CD Projekt au monopol pe retro gaming. Da. Acum câțiva ani erau niște polonezi independenți. Pe retro game, nu, doi polonezi independenți, câțiva polonezi independenți. Că a făcut animații mai bune decât BioWare. It's not true. Ok. Da, stai, asta stai, stai, fire. Să clarificăm. It's not true că sunt doar câțiva polonezi independenți, nu că da. It's not true că au făcut animații mai bune, aia chiar au făcut. Da, dar nu sunt câțiva polonezi independenți, nu sunt nici măcar indie, sunt un studio AAA polonez. Da, ce, au avut buget de 80 de milioane de dolari pentru Doar pentru că sunt polonezi, trebuie să fie indie, aveți... prejudicii? Nu prejudicii, doamne, prejudicii sunt prejudecăți. Prejudecăți. Doamne, ce știu eu episodul ăsta? Sunt confund termeni. Acum sunt...
Sunt în cred zonă. Că, cred că titlul episodului este Ne cerem scuze. O să încercăm, o să încercăm mai mult data viitoare. Și o poză cu Doom 2, doar că cartea, nu jocul. Vă rugăm, nu dați unsubscribe. Calitatea nu a scăzut, am făcut noi un pas lateral. Da, exact. Da, asta a fost Clarifier. Paul, zi-mi știrea. Tu mai ai vreo știre? Mai am. Vrei să te zic eu pe toate și după aia să spui tu la final? Păi, să... eu am una singură, deci putem să încheiem cu aia. E Blanao? Păi, s-ar putea să o ai și tu, dar o să aflăm asta, zi. Bine, Overwatch s-ar putea să bage un map maker. Într-o postare pe forumul lor, unul din utilizatori a întrebat dacă Blizzard are planul ăsta și un user oficial Blizzard a răspuns că pe termen lung se gândesc la a implementa o asemenea unealtă. Interesant, pentru că în Overwatch map design-ul e foarte, foarte, foarte important. Probabil că o să treacă printr-un filtru, nu o să poți. Sau poți uploada orice, dar nu intră în selecția oficială. Da, probabil. Da, că... probabil. Nu știu, e o simetrie foarte calculată la toate hărțile de Overwatch. O simetrie sau o asimetrie foarte calculată. Nu văd o problemă într-un map maker. Nu, nici eu deloc, pentru... dar sunt curios cât de mare succes să aibă, cât bâlbuiete Paul. Come on. Ești curios cât de mare succes o să aibă, pentru că probabil că utilizatorii or să vrea să joace pe hărțile oficiale care sunt bine designuite, decât deci să-și piardă timpul încercând hărți de la fani. Nu, sunt absolut convins că o să apară sau Reaper să fie... only maps. Da, sau... deja poți să faci game modes custom. Deja poți să faci asta și poți să le share-ui cu alți jucători. Să ai hărți speciale pentru, să zicem, un sniping map. O să fie ca și Mario Maker, o să fie o grămadă de... Un AVP pentru Overwatch. Da, sunt sigur că o să apară AVP. Da. O să apară The Edge pentru Overwatch, o să apară The Longest Yard și toate celelalte jocuri. Shooter. O să apară Ice World, o să joace numai, Ice World. Deci, abia aștept. Enervant. Ice World? E bun. Mi se pare că... Mi se pare perfectă harta. Mi se pare că it misses the point, da, ceea ce ar trebui să fie... Counter-Strike. Adică era o perioadă în care nu juca nimeni altceva în afară de Ice World. Mi se pare relevant să joci exclusiv Ice World, dar și în Counter-Strike Go, acum lumea joacă exclusiv, cum se numește, harta cu deșert, Dust 2. Dust 2 știi că vor să scoată. Aha. Da, pentru că lumea numai aia joacă. Da, e deranjant. Se supune la vot și stai și tu cu prietenii tăi, sper să vezi și tu un Italy, Doamne ferește, sau orice altceva. Și lumea votează Dust 2 în continuare. Sau intri câteva secunde într-un Italy sau într-un un Militia și nu-ți destui și te fac în Dust. Da, exact, și pac înapoi. Și nu, orice altceva în punctul ăsta e mai bun. Dar da, nu, mi se pare Ice World ca fiind Counter-Strike la esență. Te învârți în jurul unor pereți și sper să-l prinzi pe celălalt de la spate. Deci e exact Counter-Strike, numai că pe o hartă foarte mică, minimă. Da, nu știu, nu, mă enerva pentru că mi se părea că toate nuanțele jocului dispăreau cu desăvârșire și rămânea doar Twitch gameplay, doar partea aia de sniping la care eu nu-s deloc bun. E adevărat. Timpul, acțiunea se petrecea mult mai repede, totul era split second, da. Dar în esență aia e Counter-Strike-ul. Du-te până acolo, s-ar putea să te vadă sniperul. Și după aia te învârți în jurul zidului până îl prinzi pe la spate. Numai că o faci spate. La spate, da. Așa vor camperii toți. Ce-am făcut, ok. Așa vor camperii. Mai zi-mi o știre. mai zi-mi o melodie. Mobile sunt o șaormă cu de toate IP-urilor. În altă ordine de idei, NCSoft face o șaormă. Cu ce? Cu niște IP-uri pe care le mai aveau pe fundul butoiului. Lineage de MOBA. Nu, există și Lineage, există și City of Heroes și mai multe personaje în noul lor MOBA, Master X Master, care pare interesant. Zic pare interesant, e hoț combinat cu niște alte chestii, dar e cu MOBA. Ah, hoț, ok. Da, e un fel de hoț. Heroes of the Storm. Exact, Heroes of the Storm. se laudă cu o hartă dinamică în care faci obiective și iei NPC-uri să lupte pentru tine. Și eram, ok. Am deja aia și e gratis. Dar oricum, arată bine. Dacă vreți să încercați un MOBA nou,
sunt sigur că o să aibă un flux de jucători la început, așa că băgați-vă acum cât stați cu ochii pe el, Master X Master de la NCSoft. O să prindeți-l cât timp are jucători în el și dacă vă place tough shit, s-ar putea să piardă toți jucătorii în câteva săptămâni, zic și eu. Asta am avut eu săptămâna asta, Paul. Atâta. Da. Atunci hai să încheiem pe o notă fericită, o știre care ne bine dispune. Oh! Brian Fargo se pensionează. De ce mă bine dispune asta? Deloc, sunt absolut devastat. Brian Fargo, fondatorul Interplay și InXile, acum, Brian Fargo care a făcut Fallout. Acel Brian Fargo, care pe lângă Chris Avellone e cel mai... i-a mai făcut toate jocurile care îmi plac mie. A decis ca după Wasteland 3 să se pensioneze. Mă rog, se pensioneze sună așa... să își dea demisia să facă ce vrea el cu viața lui, să nu se mai implice în studio. Am dat Google Brian Fargo acum. Da, nu, recunosc după trailerul de la pentru Kickstarter-ul Wasteland 2. Ăla în care vorbea cu un copil în limuzină? Da, și mai multe altele, era mai multe, da. Da, deci a decis să termine cu game development-ul, are o carieră de 35 de ani și... De atât. Ce? De ce? Nu sunt neapărat trist, îi apreciez munca, dar, I don't know, make some room, I guess. Da, dar pentru cine? Nu știu. Da. Peter Molyneux încă face jocuri. Sean Murray. Sean Murray, nu. nu, pentru Sean Murray ar trebui să-și dea demisia Peter Molyneux, să-i lasă loc. Da. Garda nouă. Da. Wasteland 3 va apărea în 2019. Deci hei, ne lasă asta. Da. E ok, Wasteland 2 a fost superb. Mi-a plăcut mai mult decât celălalt RPG făcut de noului studio. Cum se numește? Adică decât Torment. Da. InXile. InXile. Îl citeam InXile. Probabil. Nu are știu. Sens? Nu, cum se mai pronunță. Mult? Da, are sens. Ca și id în loc de ID. Yes, dar da, nu, mi-a plăcut mai mult Wasteland decât Torment. Deci momentan lucrează la The Bard's Tale 4 și la Wasteland 3. Bard's Tale, e un nume pe care l-am auzit de mulți ani. De la action RPG-ul ăla vechi, nu vechi, nou, bazat după jocul vechi, I guess. Ăla l-am jucat și eu. Da. Cred că spunea doar The Bard's Tale, așa, nu era cu număr în coadă. The sau A Bard's Tale, mai țin. The Bard's Tale. The Bard's. Ok, da. De? Un joc vechi, I guess. Fallout. Și, da, Fallout ăla-i high profile title-ul lui. Și acel spin-off pe care se pare că lumea nu l-a apreciat la fel de mult ca mine, Brotherhood of Steel. Mi-a plăcut Brotherhood of Steel. Și mie mi-a plăcut Brotherhood of Steel, deci că a fost o dezamăgire pentru seria Fallout, mai ales în perioada aia. Cred că lumea aștepta ceva story-driven. Da, era universul Fallout, avea gameplay foarte fain, mi-a plăcea foarte mult sistemul lor de combat. Nu o să uit nici astăzi o replică pe care o spunea un NPC. Replicile, apropo, copii în perioada erau text deasupra personajelor, trebuia să le citești. Da, nu mai știu cum, The God of Sex Protect Me, ceva de genul, și eram... Unde era asta? Suna ceva ce zice, un river sau un beastman? Da, în Brotherhood of Steel era unul din NPC-uri care țipa când mă ataca și eram ok. Sure! Da. Ok, m-a deprimat asta un pic, așa. Da. Pic. De ce? Cred că o să mă rog la Sean Murray acum. Să vină Sean Murray să ne salveze de... Hai, Sean Murray. De, exact, spune-ne că poți să mergi pe unde ai vorbit. Spune-ne că faci din No Man's Sky ceea ce ai spus că o să fie până la urmă. Te rog. Apropo, No Man's Sky încă e bun. O să vorbim despre No Man's Sky în fiecare episod. Yes! Și eu nici pe nu l-am jucat. Are un stigma pe care o să și-o scuture foarte greu în momentul ăsta. Chiar dacă în momentul de față, după update-ul, e bun. Oh well. Asta pățești. Da. Asta asumi. Sunt de acord cu pedeapsa pe care au primit-o la fani, dar sper să se ducă. Ce bine că am avut puține știri astăzi și ce exact. Bine că nu am divagat, am ajuns doar la o oră și aproape 20. Nu, acum să facem dezbaterea secolului. Ah, ok, dar hai să nu luăm foarte mult timp.
N-are de ce, durează puțin, e mai bună tastatura, gata, end of discussion. Am avut și discuții cu câțiva prieteni săptămâna asta pe tema controller versus mouse and keyboard. În principiu pentru că aveam videourile alea de Dark Souls pe care le jucam cu controller și era destul de evident că îs cu controller. Da. Și am avut câteva discuții despre faptul că mouse-ul și tastatura îs mai performante. Ok. Ce părere ai despre asta? Da. Vrei să fiu corect sau să zic ce vreau eu să zic despre chestia asta? Zici ce vrei tu să zici. Am ambele, nu mă interesează. Bun. Hai să ambele cumva. Sunt bune. Hai să luăm cumva. Câte controlere ai folosit la viața ta? Câte tipuri de controlere? Am DualShock-ul. Primul? Primul, al doilea și al treilea. Ok. Xbox 360 pentru PC, Xbox 360 original doar ca să-l țin în mână să mă plâng de cât de mare e. Okay. Un Wiimote foarte, foarte mult întors pe orizontală pentru Xenoblade. Ok. Continui. Am avut și un joystick. Pentru simulatoare. Am... Ce mai aveam? Mai era unul? Mai era ceva? Nu. Nu, am vrut dintotdeauna să pun mâna pe unul de GameCube, dar n-am reușit. Eu am o istorie ceva mai scurtă. Am în casă momentan două controlere de Xbox One pe care le folosesc la PC și două DualShock 4 pe care le folosesc la PlayStation. Okay. Am mai avut un Xbox 360 la un moment dat, controllerul și am mai avut un Logitech, mă rog, un X-Input de la Basic. Da. Am început să folosesc controlere când jucam Prince of Persia, Sands of Time. Aole, da, da. Nu prea erau optimizate pentru asta și am observat că de cele mai multe ori argumentul pe care l-au, deci nu se înțeleagă greșit, și eu PC Master Race, vă înțeleg perfect, dar argumentul cu da, dar nu te poți întoarce cu viteză suficient de mare în momentul în care ai controlul în mână, nu mi se pare că ține pentru că jocurile de acțiune în general au camera făcută în așa fel încât să nu conteze în ce direcție te uiți tu, se întoarce ea singură sau are un lock-on sau ceva de genul ăsta. Exact, e ca și cum ar fi gândite pentru consolă. Exact. Și okay. În plus prefer cam tot ce se pretează mai nou. Am legat televizorul la calculator cu HDMI și mă joc de pe fotoliu, cu controller, cam tot ce pot juca așa. Asta e argumentul că ai poziția comodă. Exact. Și da, într-adevăr, pentru că sunt gândite pentru consolă, care este de obicei legată la televizor și tot timpul să stai într-o poziție îndepărtată de aparat. Evident, evident că nu am jucat Doom cu controller. Dar nu, nu l-am jucat seama pe hard. Foarte mulți oameni care au argumentele astea anti-controller și imaginează că parcă mă joc Quake TR cu controllerul. Asta e că nu joc shooter, nu joc RTS-uri, nu joc Torment cu controllerul, joc doar action games third person, care sunt făcute pentru consolă. Da, apropo, fighting games, tastatură tot timpul, pentru că, da, nu cu controlul, don't do that. La fighting games, DualShock 4 e foarte bun pentru fighting games, ăla de Xbox e absolut sub orice critică. Este... Pentru că nu are D-pad-ul bun. Pe lângă, da, nu de asta e problema, dar fighting games sunt un pic mai greu de jucat cu controlul. Sunt gândite pentru, știi, plăcuța aia cu butoanele. Placa taca-taca? Placa whip-wap. Cum să-i zic, aia cu manetă și exact ca la okay. Jocurile mele care la arcade. Exact, da, da. Și pentru, din punctul ăsta de vedere, tastatura ar fi intermediarul între placa aceea și orice alt controller. Pentru că ai tastatura pe care o poți mashui la nevoie sau la fel, un D-pad e preferabil, nu analog pentru mișcare în fighting game, unde tastatura vine exact cu butoanele de direcție și le poți combina. Da, asta ar fi argumentul. Eu am migrat către controller, în primul rând pentru că sunt foarte multe jocuri, mai ales în ziua de azi, care arată foarte bine și îmi place să le văd pe ecran mare. Și nu-i deloc comod să-mi iau cu mine pe canapea sau pe fotoliu tastatura cu mouse-ul. Pe măsuță de aia de exact, mâncat. Măsuță de aia de gaming. Nu ai măsuță de mic dejun sâmbătă dimineața. Și pe lângă chestia asta, mi se pare mai comod, în afară de câteva neajunsuri, de exemplu că nu pot să dau quick save din controller la jocuri. Ok. În afară de asta, mi se pare mai, nu neapărat mai comod, dar faptul că
am toate butoanele într-o singură zonă foarte restrânsă, mi se pare foarte ok. Toate butoanele de care am nevoie. Îs la un centimetru distanță unul de celălalt. Nu trebuie să mă duc să caut F5-ul pe tastatură ca să fac dracu știe ce. Depinde de om aici, da, într-adevăr. Normal că aici intervine să ai interfață optimizată, de obicei merge cu radial menus sau cu chestii de genul ăsta. Da. Dar majoritatea jocurilor au cam învățat să optimizeze interfețe pentru controller. Problema e când fac asta în detrimentul unei interfețe optimizate pentru mouse. Skyrim îmi vine... Skyrim. La Skyrim mă gândeam și eu. Da, există modul de SkyUI, da, exact. Așa că e ok. Mai am încă o chestie. Chiar m-a deranjat faptul că Mass Effect 2, Mass Effect 3, Dragon Age 1 și Dragon Age 2 pe PC nu mergeau cu controller. Nu m-am plâns niciodată la ele, la controller. Dacă există shooting în jocul respectiv, n-o să folosesc controller niciodată. Am folosit shooting în câteva jocuri, nu-mi place, dar mi se pare că e mult mai permisiv în ăla din Mass Effect, de exemplu. Da, ai, nu... ai pui pauză, țintești, faci chestii de genul ăsta. Nu aș vrea, dacă are shooting vreau să fac rapid, vreau să trec prin ea repede, așa cum știu eu. Dar la Dragon Age, de exemplu, acolo chiar m-a deranjat că n-am putut juca 1 și 2. Acolo poți, da, acolo poți să pui pauză, e melee combat, chiar și range, da. Nu țintești, doar exact. Target și gata, da. Înțeleg. Dar ce, Paul, ce? Depinde de joc și gust, asta spui? Da, e absurd ce spun, știu. Am trădat PC Master Race-ul. Nu! Îmi place să mă joc, adică lumea nu înțelege că nu există compromisul între tastatură și monitor sau controller și televizor. Nu înseamnă că dacă te joci pe televizor cu controllerul, ești un console peasant. Ba da, cum îți permis să stai comod pe spate? Da, exact. Adică pot să am the best of both worlds. Am puterea din spatele PC-ului. Nu! Îmi imaginez că ar face fanii exclusiviști. Nu știu, Dark Souls 3 pe PC arată absolut superb Dark pe televizor. Dark Souls 3 arată în general superb. Da. Și Bloodborne arată mișto pe PC, just saying. Da, arată foarte frumos. From, dacă ne asculti, Miyazaki, no, hit me up. Că le-a dat bani Sony mult. Da, le-a dat și nu o să vedem niciodată asta. M-am obișnuit cu ideea asta, m-am obișnuit și cu God of War. Eu mi-am cumpărat PlayStation 2 pentru God of War. Mm-hmm. Am jucat God of War 1 și 2, l-am terminat. Mission accomplished. Da. O să-mi iau și PlayStation 4 acum pentru Bloodborne. Uite, un argument pe care mi l-a oferit un prieten a spus că el efectiv are probleme de coordonare cu degetele de la mâna dreaptă și pentru chestia asta nu putea mânui camera în Dark Souls. Ok. Ceea ce e un argument valid, nu-i controlele pentru plebei pentru că nu-mi plac mie, efectiv am o chestie care mă oprește din a mă bucura de joc. Da. Și pentru chestia asta a terminat Dark Souls 1 cu mouse și tastatură și nu înțeleg cum. He's a god. Da. Dark Souls nu este, nu recomand cu mouse și tastatură. Abia la Dark Souls 3 mi se pare că au făcut un sistem de mouse and keyboard care se miște decent și chiar și cu asta alt prieten îmi spunea că și-a cerut refund de la când și-a luat ieri Dark Souls 3, voia să-l joace cu mouse și tastatură, intră în joc, vede că jocul îți oferă doar prompturi de controller. Așa. Și... în timpul jocului. Deci trebuie ori să stai să înveți să înveți layout-ul. Adică de câte ori vezi un mesaj pe jos, ok, press RB to attack. Bun, mă duc în meniu să văd ce e la RB sau așa. Și a preferat să își ia refund-ul de pe Steam înainte de cele 2 ore. Pot să zic că sunt de acord cu chestia asta, dar sure. Nici eu neapărat, dar na. Mi se pare un pic jenant că la un PC port nu ai PC prompts pe tutoriale. They dropped the ball. Da. De obicei când mai văd prompturi de consolă, deși sunt pe mouse și tastatură, aștept să se alterneze iconițele, da. Se mai întâmplă din când în când. Da, sunt multe jocuri care au acolo un placeholder și îți instanțiază ce trebuie, ori tasta respectivă, ori... Da. Câteodată fac chiar hot swap. Dacă pornești un controller în timpul jocului, trece pe prompturi de controller. Ăla sunt cazurile ideale. Da. Dar da, se mai întâmplă. Da, eu pe tot timpul am primul meu controller, l-am luat, primul meu controller pentru PC. Mm-hmm. L-am luat în principal pentru emulări, că na, you need it. Da. Ai nevoie de inputul ăla. Și
Asta și faptul că e foarte incomod să stai aplecat peste tastatură ca să joci un platformer vechi și controlul te lasă să stai pe spate. Și, da, într-adevăr, e argumentul de comunitate și e bun. Era vremea în care jocurile vechi aveau layout-ul ăla de controller non-standard, nu era X, X, Y, A, B, era buton 0, buton 1, buton și nu știai care e pe controlul pe care ți l-ai cumpărat tu de la, exact, de la depozit de calculatoare. Și mai recent am luat chiar Xpad, Xpadler, e un software, Xpadler, cred că se numește, un software care de mapping. Exact, și mi-a pus și pe controlul tău chestii pentru Windows și citeam benzi desenate cu controlul în mână, mi-a puit mouse-ul pe un analog și doar le-am skip, că erau, le-am dat zoom din foarte mult pentru că mă obosea să stau aproape de monitor. Deci un controller e mai bun decât crezi și merge cu în mai multe chestii. Și mă jucam jocul de Windows cu controlul, după aia când am văzut, am deschis cutia Pandorei și ok, hai să vedem ce platformă de Windows poți să joc cu controlul. Și am încercat Captain Claw, l-am jucat cu controlul, preferam tastatura, m-am obișnuit cu tastatura cu el, dar am zis, sure, why not. Am jucat Abe's Odyssey și Abe's Exodus cu controller, seria Prince of Persia. Da, știu, cam ce era făcut pentru controller, l-am jucat cu controller, chiar și în liceu și mai departe. Da, dar chiar bine că mi-am să aminte de Prince of Persia, să le rejoc, n-am mai jucat de mult. Îmi pare rău, Ubisoft, le-am cumpărat, sunt în raft și ăstea, dar... O să găsesc o soluție. Pare rău. Oare ce soluție o să găsești? Nu știu. Dar nu știu. O să emulezi? Am cumpărat jocul. Da. I have the right to use and abuse. Eu am cumpărat dreptul de a juca acel joc. De fapt, ai cumpărat, mai nou, ai cumpărat o licență de a folosi produsul fizic care nu, este reprezentat de... Nu, e atât de vechi încât sunt sigur că am cumpărat dreptul de a juca acel joc și am administrat pe calculator. Nu era o politică mai de mult că ai voie să faci backup-uri? Ba da, cred. Da. Nu mi-aduc aminte. Oricum, cui pasă? Mi se pare... Mă ajută să dorm noaptea. Chestia asta. Dar da. Da, nu, controller. Nu stă nimeni să joace Counter-Strike cu controller. Da, sunt unii care joacă Overwatch cu controller și ea n-au voie să joace Overwatch cu oamenii cu mouse și tastatură. N-au voie? Păi pentru că ești pe... PlayStation și separat. Păi da, detectează, spre exemplu, poți să... Nu detectează. Poți juca controlul de pe calculator dacă vrei să mori, nu știu. Am văzut oameni care joacă foarte bine cu controlul. Mi se pare că chiar și button mapping-ul e gândit foarte bine pentru utilizatorul de controlul. Nu ai cum să compensezi turn speed-ul de la mouse și nu precizia. Nu poți să umbli la sensibilitatea analogului? Poți să umbli, dar nu cred că poți efectiv... Mișcarea aia motorie de mouse din încheietură nu cred că poate fi matched de niciun fel de skill, stick-ul. Că tot am ajuns la chestia asta, dar nimeni întreg la cap nu să spună că un controller poate avea precizie la fel de mare ca mouse-ul. Da, și de-aia nu le folosim unealtă adecvată pentru jocul adecvat. Imagine să-mi imaginez că există undeva doi mecanici care se ceartă unul pe ciocan și unul pe clește. Nu, ciocanul e cel mai bun, nu cleștele e cel mai bun. Mă, tehnic vorbind, poți să bați cuie și cu cleștele. Dar, bați mai prost. Da, dar poți. Băi, da, poți să joc și StarCraft cu controlerul. Și cu suficient de perseverență poți să tai fire cu ciocanul. Bătându-le. Da, patru gând de ele cu dinții. Da, deci e ok. Așa sună certurile astea pentru mine, ca să faceți idee. So stop it. Hey, Paul, hey. Da, da, Paul, Edgar, Paul. Da. Paul, hey. Hey, listen. Paul. Eu sunt. Hey. Uite acolo. Te urăsc. Mai vrei să mai adaugi ceva? Nu. Hey, Paul. Paul. Hey. Da. Hey. Da. Hey. S-a terminat. Oh, în sfârșit. Oh. Hey, Paul. Sper că v-a plăcut discuția noastră despre țigări și Paul. Despre Lucian. Da. Paul. Da. Paul. Da. Hey, Paul. Da. Paul. Paul. Da. Paul. Da. Paul. Paul. Ok, eu zic să închim aici. Ne vedem data viitoare. Ne găsiți pe Facebook la Joc și Vorbe, ne găsiți pe jocșivorbe.wordpress.com, ne găsiți pe RSS feed-ul nostru și nicăieri altundeva și ne găsiți pe atâta. Ei, Paul!
subscribe, like și share, spuneți-le prietenilor, dați-ne view-uri, click-uri. Joc și vorbe pe YouTube, așa, joc și vorbe 14-16 pe YouTube. Asta mai era. De ce e, de ce e 14-16? Nu știu. Poate ar trebui să răspundă cine a făcut canalul, dar data viitoare. Ei, poate că aflați răspunsul ascultând episoadele mai vechi. Dar hei, Paul. Cred că am murit și am ajuns în iad la un moment dat. Acesta a fost tot vorbe. Eu sunt Edgar și vă urez o miercuri excepțională în continuare. Dar dacă în caz că apare joi, mâine-i vineri, yay! Și eu sunt Paul și vreau să mor. Ciao! Bye!